Din cei 11 consilieri care compun Consiliul Local, sunt prezenți 9. Deci, lipsesc un număr de 2 consilieri, motivați 0, 2 nemotivați. Fiind prezent majoritatea consilierilor locali, ședința este legal constituită și își poate începe lucrările. În conformitate cu prevederea 142 alineatul 5 din legea 215, supun spre aprobare procesul verbal încheiat la ședința anterioară. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Deci procesul verbal din luna trecută a fost adoptat în unanimitate de vot. La ședință particip ca invitați doamna Cernat Narcisa, contabilă la instituția noastră, și din partea televiziunii Eugen Ungureanu, domnul Exclusiv TV. Exclusiv TV. Da. Deci rog pe domnul președinte pentru a vedea conducerea lucrurilor. Mulțumesc pentru încredere acordată și promit că voi conduce lucrările ședințe conform normelor legale și democratice. Dau citire ordinii de zi. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării rețelei școlare în Comuna Ardioan, județul Bacău, pentru anul școlar 2016-2017. Inițiator, domnul primar al Comunei Ardioan, domnul Victor Diacon. Aviz Comisiile Reunite. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 a listei de investiții. Inițiator, domnul primar Victor Diaconu, de acolo, aviz Comisiile Reunite. 3. Proiectul de hotărâre privind proiectul de hotărâre pentru aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, ADIP, inițiator domnul Victor Diaconu, primarul Comunei. Aviz Comisiile Reunite. 4. Proiectul de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimonial Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, ADIS. Inițiator domnul primarul Victor Diaconu. Aviz Comisiile Reunite. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării sumei de 380.000 lei în excedentul exercițiului financiar al anului 2015 pentru obiectivul de investiție. Reconstituire pod beton armat peste râul Tazlău, sărat pe drumul comunal Leontenești, nu? Domnul primar Carcaș, citeți bine. DCL 176. Inițiator Victor Diaconu, primarul Comunii. Aviz Comisiile Reunite. Dacă mai sunt și alte proiecte de hotărâri de introdus pe ordine de zi. Dacă nu, avem o solicitare de modificare a proiectului privind utilizarea sumei de 380.000 de lei cedentul exercițiului financiar al anului 2015 pentru obiectivul de investiție. Discuția referatului cu numărul 559 din 29.1.2016 a domnului viceprimar Diaconu Constantin. Supun la vot proiectul ordinii de zi în formă prezentată de executiv. Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva. În unanimitate de voturi a fost aprobată ordinea de zi. Intrăm în ordinea de zi. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării rețelei școlare în Comuna Ardioan, județul Bacău pentru anul școlar 2016-2017. Aviz Comisiile Reunite. Domnul Bucurel Dumitru, președinte al Comisiei de Specialitate, prezintă avizul Comisiei Reunite. Deci, raport de avizare la proiectul de hotărâre privind aprobarea organizării rețelei școlare în Comuna Ardioan, județul Bacău pentru anul școlar 2016-2017. Comisiile Reunite, Consiliul Local Comunal, întrunite în ședința astăzi 1 februarie 2016, în urma analizei proiectului de hotărâre privind aprobarea organizării rețelei școlare în Comuna Ardioan, județul Bacău pentru anul școlar 2016-2017. Comisiile constată că proiectul de hotărâre este realizat pentru legalitate de secretarul comunei. Având în vedere prevederile articolul 44 din legea administrației publice locale, numărul 215 din 2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, Comisia propune adoptarea în forma prezentată de executiv, avizând favorabil proiectul de hotărâre. Președintele Comisiei pentru Programul de Dezvoltare Economică, Socială, Buget, Finanțe, Administrarea Domeniului Public și Privat al Comunei, Agricultură, Gospodării Comunală, Protecția Mediului, Servicii și Comerțul, Curiel Dumitru, Președintele Comisiei pentru Învățământ, Sănătate, Cultură, Protecție Socială, Activități Sportive și Arătări, Ștefan Andrie Naște și președinte Comisiei pentru Administrație Publică Locală, Juridică, Apărare Ordinului și Publice, al drepturilor cetățenilor, Rusu Alexandru. Mulțumesc, domnule președinte.
Dau cuvântul domnului secretar pentru a prezenta câteva aspecte cu privire la organizarea rețelei școlare. Vă rog, domnul secretar. După cum știți, noi am aprobat și luna noiembrie anului trecut rețeaua școlară. Deci este vorba de un raport pe care îl prezintă directorul școlii cu privire la numărul de copii și numărul de clase care vor funcționa în anul următor. Deci prima dată noi punem în discuție aprobarea și aprobăm rețeaua școlară, după care noi prezentăm această hotărâre inspectoratului școlar județean, în care ia act de hotărârea noastră, după care ei supun în discuție Consiliului de Administrație al inspectoratului școlar, după care avizează. Noi, la rândul nostru, după ce primim avizul la inspectoratul școlar județean, noi avem obligația să aprobăm organizarea, așa să o formă al inspectoratului, care spune că trebuie să aprobăm organizarea rețelei școlare pentru anul 2016-2017, în cazul nostru. Cam asta este. Cam atât, da. Dacă dorește cineva, mulțumim domnului secretar, dacă dorește cineva să ia cuvântul. Primer? Da. Poftiți, vă rog, domnule. Am ascultat materialul prezentat, știam de la ședința anterioară din noiembrie, când a fost așa. Doar e vorba, probabil, de începând din 2016-2017, cu grădinița de la Râmțenești, care am înțeles că o să vină la centrul arbional școala nouă. Deci schimbă locație. Noi, în comun, dacă avem școala nouă, automat toți copiii, avem microbuz, probabil și aia mici, care îi aducem de acolo, o să fie în așa fel încât ora să nu suprapună transportul cu cei gimnazial. Deci 1-4, 4-8, deci grădinița poate să înceapă și la 8-30. Adică microbuzul ca să aducă în prima dată, ci prioritar. Și după aceea pe cei mici. Sunt de acord. Altcineva? Eu, dar atunci, câteva cuvinte. Din fericire că fac parte și din Consiliul de Administrație al Școlii. Cunosc toate problemele. Domnul secretar a prezentat câteva din problemele care sunt la școală, foarte clare, foarte normale. Cunoaștem care sunt problemele și sunt de acord cu ceea ce a prezentat domnul secretar. Am încheiat. Dacă mai dorește cineva să ia cuvântul. Supun la vot proiectul de hotărâre ca un proiect prezentat de executiv. Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? Să trece la următorul punct al ordinii de zi. Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli ca anul 2016, a listei de investiții și estimările anul 2017-2019. Aviz Comunistilor Unite. Domnul Rusu Alexandru prezintă raportul de avizare. La proiectul de hotărâre prin aprobare bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2016, a listei de investiții și estimările anul 2017-2019. Comisiile reunite a Consiliului Local Comunal întrunite în ședința de astăzi, 1 februarie 2016, în urma analizei proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016, a listei de investiții și estimările anului 2017-2019, comisiile mai constată că proiectul de hotărâre este avizat pentru legalitate de secretarul Comunei, având în vedere prevederea articolului 44 de legea administrației publice locale numărul 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, comisia propune adoptarea în formă prezentată de executiv avizând favorabil. Președintele Comisiei pentru Program de Dezvoltare Economică, Social, Buget, Finanțe, Administrare, Domeniul Public și Privat al Comunei Agricultură, Gospodărie Comunală, Protecție Mediului, Servicii și Comerț, Dumitru Bucurel. Președintele Comisiei pentru Învățământ, Sănătate, Cultură, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement, Ștefan Andrei Enache. Președintele Comisiei pentru Administrație Publică Locală, Juridică, Apărare, Ordine și Liniște Publice a Drepturilor Cetățenilor, Rusu Alexandru. Tot cuvântul doamnei Cernat, contabila noastră. Dezbatere și aprobare bugetul local pentru anul 2016, precum și bugetul estimat pentru anii 2017-2019. Sumele defalcate din taxa pe evaluare adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sumele defalcate din taxa pe evaluare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, cotele și sumele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru bugetul pe anul 2016, ne-au fost alocate după cum urmează.
prin adresa Administrației Județene a Finanțelor Publice Bacău, numărul 3825, din 28 decembrie 2015, programul pentru 2016 la cote defalcate din impozitul pe venit este în sumă de 250.000 lei. Sume alocate din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, 225.000 lei. Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, 226.000 lei. Prin decizia șefului Administrației Județene a Finanțelor Publice Bacău numărul 31 din 30 decembrie 2015, comunicată prin adresa 3849 din aceeași dată a JFP Bacău, pentru sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, ne-a fost alocată suma de 1028 lei, din care pentru finanțarea de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat, suma de 792.000 lei, compusă din salarii, sporuri și alte drepturi salariale în bani stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora, 702.000 lei, cheltuieli prevăzute la articolul 104 aliniatul 2 literele BD din Legea Educației Naționale numărul 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, 90.000 lei, pentru finanțarea drepturilor asistenților personale, persoanelor cu handicap grav sau indemnizațiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav, ne-a fost repartizată suma de 233.000 lei, iar pentru finanțarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne pentru beneficiarii de ajutor social, 3.000 lei. Prin adresa numărul 146 din 18 ianuarie 2016, ne-a fost comunicată repartizare pe trimestre a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată alocate de către AJFP Bacău pentru anul 2016 în vederea echilibrării bugetelor locale, după cum urmează. Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, program 2016 1028.000 lei, din care trimestrul 1 278.000 lei, trimestrul 2, 294.000 lei, 235.000 lei, trimestrul 4, 221.000 lei. Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, program 2016, 226.000 lei, din care trimestrul 1, 57.000 lei, trimestrul 2, 56.000 lei, trimestrul 3, 56.000 lei, trimestrul 4, 57.000 lei. Prin adresa numărul 1130 din 27 ianuarie 2016 a Consiliului Județean Bacău, ne-au fost comunicate sumele repartizate pentru bugetul anului 2016, precum și repartizarea pe trimestre a acestora, după cum urmează. Sume defalcate din impozitul pe venit și taxa pe valoare adăugată pentru cofinanțarea proiectelor de infrastructură, program 2016 200.000, trimestrul 1 41.000, trimestrul 2 53.000, trimestrul 3, 53.000, trimestrul 4, 53.000 lei. Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, program 2016, 100.000, trimestrul 1, 19.000, trimestrele 2, 4, 27.000 per trimestru. Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, program 2016, 100.000, trimestrul 1, 22.000, trimestrele 2, 4, câte 26.000 lei. Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru drumuri comunale, program 2016, 31,59 mii lei, trimestrele 1, 3, 8, 8 mii lei per trimestru, trimestru 4, 7,59 mii lei. Sumele estimate pentru bugetul anilor 2017-2019, alocate de către AJFP Bacău, sunt următoare. Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunei pentru bugetul estimat pe anii 2017-2019, stabilite prin decizia șefului Administrației Județene a Finanțelor Publice Bacău numărul 31 din 30 decembrie 2015, comunicate prin adresa 3849 din aceeași dată, sunt următoarele. Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, estimări 2017 1103 mii lei, estimări 2018 1145 mii lei, estimări 2019 1188 mii lei. Compuse din finanțare de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat 2017 867 de mii, 2018 909 mii, 2019 952 mii. Salarii, sporuri și alte drepturi salariale în bani stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora, 2017 775 mii, 2018 815 mii, 2019 856 mii.
cheltuieli prevăzute la articolul 104 alineatul 2 literele BD din Legea Educației Naționale numărul 1/2011 cu modificările și completările ulterioare, 2017 92.000, 2018 94.000, 2019 96.000. Finanțarea drepturilor asistenților personale ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizațiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav, estimările pentru anii 2017-2019 sunt în sumă de 233.000 lei per an pentru finanțarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne pentru beneficiarii de ajutor social, estimări 2017-2019, 3.000 lei anual. Sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale și sumele alocate din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru bugetul estimat pe anii 2017-2019, comunicate prin adresa numărul 3825 din 28 decembrie 2015 AJFP Bacău, sunt următoarele. Sume alocate din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, estimări 2017 230.000 lei, estimări 2018 232.000 lei, estimări 2019 234.000 lei. Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, 2017 283.000 lei, 2018 291.000 lei, 2019 298.000 lei. Sumele estimate pentru bugetul anilor 2017-2019 repartizate de către Consiliul Județean Bacău și comunicate prin adresa 1130 din 27 ianuarie 2016 sunt următoarele. Sume defalcate din impozitul pe venit și taxa pe valoare adăugată pentru cofinanțarea proiectelor de infrastructură, estimări 2017 225.000, estimări 2018 227.000, estimări 2019 230.000 lei. Compuse din sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, 2017-2019, 100.000 lei per an. Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, estimări 2017-125.000, 2018-127.000, 2019-130.000 lei. Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru drumuri comunale, estimări 2017-38.000, 2018-40.000, 2019-42.000 lei. Având în vedere faptul că gradul de realizare a veniturilor proprii programate în bugetul din ultimii 2 ani este mai mic de 97% pe fiecare an, veniturile proprii pentru anul curent vor fi fundamentate la nivelul realizărilor din anul precedent. Bugetele locale, potrivit prevederilor articolului 26, alinia 2.1 din legea numărul 273/2006, se aprobă și pe secțiunile prevăzute la articolul 2, alinia 1, punctele 50 și 51, respectiv secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare. În continuare, vă prezentăm propunerile pentru veniturile bugetului local în cadrul secțiunii funcționare pentru anul 2016, estimările pentru anii 2017-2019, precum și sumele prevăzute în ultimul buget pentru anul 2015, după cum urmează. Impozit pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare. Program 2015, 14,27 mii. Program 2016, 14,27 mii. Estimat 2017-15.000, estimat 2018-16.000, estimat 2019-17.000. Cote defalcate din impozitul pe venit. Program 2015 256.000, program 2016 250.000, estimat 2017-2019 250.000 lei per an. Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului local. Program 2015 513,68.000 lei. Program 2016, 325.000 lei, estimat 2017, 330.000, 2018, 332.000, 2019, 334.000 lei. Impozit clădiri persoane fizice, program 2015, 39,42.000 lei, program 2016, 40,45.000 lei, estimări 2017, 42.000, 2018, 44.000, 2019, 46.000 lei. Impozit clădiri persoane juridice, program 2015, 33,16 mii lei, program 2016, 33,16 mii lei, estimat 2017, 34 mii, 2018, 35 mii, 2019, 36 mii lei. Impozit pe teren persoane fizice, program 2015, 45,06 mii lei, program 2016, 45,44 mii lei,
Estimări 2017 47.000, 2018 49.000, 2019 51.000 lei. Impozit pe teren persoane juridice. Program 2015 7.68.000, program 2016 7.62.000 lei. Estimări 2017 8.000, 2018 8.50.000, 2019 9.000. Impozit pe terenul terenurile situate în extravilan. Program 2015 77.44.000 lei. Program 2016 72.86.000 lei. Estimări 2017 74.000, 2018 76.000, 2019 78.000 lei. Taxă judiciară de timbru. Program 2015 6.12.000, program 2016 3.56.000. Estimări 2017 4.000, 2018 4.5.000, 2019 5.000 lei. Alte impozite și taxe pe proprietate. Program 2015 1.98, 2016 1.98. Estimări 2017 2.10.000, 2018 2.20.000, 2019 2.30.000. Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielor descentralizate. Program 2015 1.095.000 lei, 2016 1.028.000, estimări 2017 1.103.000 lei, 2018 1.145.000 lei, 2019 1.188.000 lei. Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru drumuri, program 2015 93.50.000 lei, alocat 2016 31.59.000 lei, estimări 2017 38.000, 2018 40.000, 2019 42.000 lei. Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, program 2015 455.000, program 2016 326.000, estimări 2017 408.000, 2018 418.000, 2019 428.000 lei. Impozit pe spectacole, program 2015 0.51.000, program 2016 0.48.000, estimări 2017 2019 0.50.000 per fiecare an. Alte taxe pe servicii specifice, program 2015 0.13.000, program 2016 și estimări 2017 2019 0 lei. Impozit asupra mijloacelor de transport deținute de persoanele fizice, program 2015 59.86.000 lei, program 2016 60.94.000 lei, estimări 2017 62.000, 2018 64.000, 2019 66.000. Impozit asupra mijloacelor de transport deținute de persoanele juridice, program 2015 10.67.000, program 2016 7.65.000, estimări 2017 8.000, 2018 8.20.000, 2019 8.40.000. Alte impozite și taxe. Program 2015 20.23.000, program 2016 14.29.000, estimări 2017 15.000, 2018 16.000, 2019 17.000. Venituri din concesiuni, program 2015 2.82.000, program 2016 2.82.000, estimări 2017 3.000, 2018 3.2.000, 2019 3.4.000. Venituri din prestări servicii, program 2015 7.54.000, program 2016 7.87.000, estimări 2017 8.000, 2018 8.20.000, 2019 8.40.000 lei. Venituri din recuperarea cheltuielor de judecată, imputații și despăgubiri, program 2015 1.36.000, program 2016 1.36.000, estimări 2017 1.40, 2018 1.50, 2019 1.60.000 lei. Alte venituri din prestări servicii, program 2015 1.68.000, program 2016 1.74.000, estimări 2017 1.80.000, 2018 1.90.000, 2019 2.000 lei. Taxe extrajudiciare de timbru, program 2015 6.41.000, program 2016 6.61.000, estimări 2017 6.80.000, 2018 7.000, 2019 7.20.000. Venituri din amenzi.
Program 2015 39,86 mii, 2016 36,46 mii, estimări 2017 38 mii, 2018 40 mii, 2019 42 mii. Taxe speciale. Program 2015 58,28 mii, 2016 60,39 mii, estimări 2017 62 de mii, 2018 64 mii, 2019 66 mii. Vărsăminte din secțiunea funcționare în secțiunea dezvoltare, program 2015 minus 336,40 mii lei, program 2016 minus 231,59 mii lei, estimări 2017 minus 397 mii, 2018 minus 390 mii, 2019 minus 383 mii. Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, program 2015 60 mii, program 2016 40, estimări 2017 42 de mii, 2018 44 de mii, 2019 46 de mii. Sume primite de la Agenția Națională de Catastru și Publicitate Imobiliară, programul 2015-16,54, programul 2016 și estimări 2017-2019, 0. Sume primite de la bugetul județului pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă, 2015-0,54 lei. Program 2016 și estimări pentru următorii 3 ani, 0. Total venitul secțiunea funcționare în anul 2015 au fost în sumă de 2.588,34 lei. Programul pentru anul 2016, 2.188,95 lei. Estimări 2017-2206,60 lei, 2018-2288,70 lei, 2019-2371,80 lei. Propunerile pentru cheltuieli de bugetul local în cadrul secțiunii funcționare pentru anul 2016, estimările pentru anii 2017-2019, precum și sumele prevăzute în ultimul buget pentru anul 2015, sunt următoare. La capitolul 51.0103 Autorități Publice, program 2015, 895,37 lei, din care cheltuieli de personal 495,22 lei, bunuri și servicii 406,48 lei, plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent, minus 6,33 lei. Program 2016, 736,84 lei, din care cheltuieli de personal 519,34 mii, bunuri și servicii 217,50 mii. Estimat 2017, 810,72 mii, din care cheltuieli de personal 590,50 lei, bunuri și servicii 220,22 lei. Estimări 2018, 835,36 lei, cheltuieli de personal 597,93 mii, bunuri și servicii 237,43 lei. Estimări 2019, 859,86 mii, din care cheltuieli de personal 605,22 mii, bunuri și servicii 254,64 lei. La capitolul 54.50.00, alte servicii publice generale, program 2015.0, program 2016 50.000 lei, din care cheltuieli de personal 34.000, bunuri și servicii 16.000, estimări 2017-2019, 0 lei per an. Este vorba de sumele alocate pentru alegerile locale. Transferul din bugetele locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoane cu handicap. Program 2015, 83,42 lei. Program 2016, 19 lei. Estimări, 2017, 23 de mii, 2018, 24 de mii, 2019, 25 lei. Protecție civilă și protecție contra incendiilor. Program 2015, 37,21 lei, reprezentând cheltuieli de personal. Program 2016, 55,42 lei. Estimări, 2017, 53,68 lei, 2018, 55,14 lei și 2019, 56,74 lei. Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale.
Program 2015-11.000, 2016 5.000, estimări 2017-2019 5.000 per fiecare an. La capitolul 65, învățământ, program 2015, 924,89 mii lei, din care cheltuieli de personal 801 mii, bunuri și servicii 123,89 mii lei, program 2016, 820,80 mii lei, reprezentând 702 mii, cheltuieli de personal 118,80 mii, bunuri și servicii. Estimări 2017, 897 de mii, cheltuieli de personal 775 de mii, bunuri și servicii 122 mii. Estimat 2018, 941 de mii, cheltuieli de personal 815 mii, bunuri și servicii 126 mii. Estimat 2019, 986 de mii, cheltuieli de personal 856 mii, bunuri și servicii 130 mii lei. Cămine culturale, capitolul 670307, program 2015, 0,70 mii lei, program 2016, 2,20 mii lei, estimări 2017-2019, 2,20 mii lei per an. Servicii religioase, susținerea cultelor, program 2015, 30 mii, program 2016, 5 mii lei, estimări 2017-2019, 0. Asistență socială în caz de invaliditate, program 2015, 194 mii, din care cheltuieli de personal 47,21 mii lei, asistență socială reprezentând indemnizația acordată persoanelor cu handicap 146,79 mii lei. Program 2016, 261,19 mii, din care cheltuieli de personal 51,49 mii, indemnizații persoane cu handicap 209,70 mii. Estimat 2017, 233 mii, cheltuieli de personal 52,70 mii, asistență socială 180,30 mii. Estimat 2018, 233 mii, din care cheltuieli de personal 53,93 mii, indemnizație persoană handicap 179,07 mii. Estimat 2019, 233 mii, cheltuieli de personal 55,20 mii, indemnizație persoană handicap 177,80 mii lei. La capitolul 68.15.01 ajutor social, reprezentând ajutoarele acordate pentru încălzirea locuințelor în perioada sezonului rece, program 2015, 69 mii, program 2016, 43,50 mii, 2017, estimări 2017, 45 mii, 2018, 47 de mii, 2019, 49 mii lei. La capitolul 70.06.00, iluminat public și electrificări rurale, program 2015, 87,85 mii lei, program 2016, 60 mii lei, estimări 2017, 45 de mii, 2018, 50 de mii, 2019, 55 mii lei. La capitolul 70.50.00, alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale, program 2015, 123,25 mii lei, program 2016, 40 mii lei, estimări 2017, 30 mii, 2018, 32 de mii, 2019, 34 mii lei. La capitolul 740501, salubritate, program 2015, 55 mii, program 2016, 60 mii lei, estimări 2017, 62 de mii, 2018, 64 de mii, 2019, 66 de mii. La capitolul 840301, drumuri și poduri, program 2015, 76,65 mii lei, program 2016, 30 mii, estimări 2017 și 2019, 30 mii lei. Total cheltuieli secțiunea funcționare în 2015 au fost în sumă de 2588,34 mii lei. Programul pentru anul 2016, 2188,95 mii lei. Estimări 2017, 2206,60 mii lei, 2018, 2288,70 mii lei și 2019, 2371,80 mii lei. Propunerile pentru veniturile și cheltuielile bugetului local în cadrul secțiunii dezvoltare pentru anul 2016, estimările pentru anii 2017-2019, precum și sumele prevăzute în ultimul buget pentru anul 2015 sunt...
În cadrul veniturilor, au constat exclusiv în vărsăminte din secțiunea funcționare în secțiunea dezvoltare, programul pentru anul 2015, 336,40 mii lei, 2016, 231,59 mii lei, estimări 2017, 396 de mii, 2018, 390 de mii, 2019, 383 mii lei. În cadrul cheltuielilor, la capitolul 51.0103 Autorități Publice, cheltuieli de capital, program 2015 50.000, program 2016 și estimări 2017-2019 0 lei. Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale, cheltuieli de capital, program 2015 0, program 2016 5.000, estimări 2017-2019 0. Tămine culturale. Program 2015 0, program 2016 165.000, estimări 2017-2019 0. Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale, program 2015 30.000, program 2016 30.000, estimat 2017-359.000, 2018-350.000, 2019-341.000 lei. La capitolul 840301, cheltuieli de capital 2015 256,40 mii, 2016 411,59 mii, 2017-2019 estimări 300 mii per an. Total cheltuieli secțiunea dezvoltare, program 2015 336,40 mii, 2016 611,59 mii, estimări 2017-2019, 397.000, 390.000, 383.000. Lista obiectivelor de investiții pentru anul 2016 cu finanțare integrală sau parțială din bugetul local cuprinde următoarele obiective. Lucrări în continuare. Reconstruire pod beton armat peste râul Tazlăul Sărat pe DCL-178, plan an 81,79 mii lei, din care în trimestrul 1 58,20 mii, trimestrul 2 8 mii, trimestrul 3 8 mii, trimestrul 4 7,59 mii lei, având ca sursă de finanțare 31,59 mii lei buget local, 50,20 mii excedentul anilor precedenți. La lucrări noi, lista obiectivelor de investiții este următoarea. Achiziționare cofret electronic, panou de comandă pentru sirena electrică, plan 5.000 în trimestru 1. Amenajare șanțuri betonate, plan an 165.000, din care trimestru 1 45.000, trimestru 2 4 40.000 lei per trimestru. Reînnoire plan urbanistic general și regulament local de urbanism 30.000, din care în trimestru 1 20.000 și în trimestru 2 10.000 lei. În vederea asigurării în bune condiții a procesului educațional în cadrul învățământului preuniversitar de stat în scopul repartizării de sume din bugetul local școlii gimnaziale numărul 1 Comuna Ardoani, acesta ne-a înaintat prin adresa numărul 50 din 14 ianuarie 2016 nota de fundamentare privind necesitatea fondurilor din finanțare complementară pentru acoperirea cheltuielilor în anul 2016. Articolul 105 din Legea Educației Naționale numărul 1 din 2011 prevede următoarele. Finanțarea complementară asigură cheltuieli de capital, cheltuieli sociale și alte cheltuieli asociate procesului de învățământ preuniversitar de stat care nu fac parte din finanțarea de bază a unităților școlare. Finanțarea complementară se asigură din bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale de care aparțin unitățile de învățământ preuniversitar și din sume defalcate din taxa pe valoare adăugată aprobate anual prin legea bugetului de stat cu această destinație pentru următoarele categorii de cheltuieli. Investiții, reparații curente, consolidări, subvenții pentru internate și cantine, cheltuieli pentru evaluarea periodică națională a elevilor, cheltuieli cu bursele elevilor, cheltuieli pentru transportul elevilor conform prevederilor articolului 84 aliniat 1, cheltuieli pentru examinarea medicală obligatorie periodică a salariaților din învățământul preuniversitar, cu excepția celor care, potrivit legii, se efectuează gratuit, cheltuieli pentru concursuri școlare și activități educative extrașcolare organizate în cadrul sistemului de învățământ, cheltuieli pentru asigurarea securității sănătății în muncă pentru personalul angajat preșcolar și elev, gestionarea situațiilor de urgență, cheltuieli pentru participarea în proiecte europene de cooperare în domeniul educației și formării profesionale, precum și alte cheltuieli din natura bunurilor și serviciilor care nu fac parte din finanțarea de bază. Finanțarea complementară aprobată anual prin legea bugetului de stat se repartizează pe comune, orașe, municipii, sectoare, municipiului București de către direcțiile generale ale finanțelor
publice județene, respectiv al municipiului București, și cu asistența tehnică a inspectoratelor școlare județene, respectiv al municipiului București. Vă prezint spre dezbatere și analiză sumele solicitate de către școala gimnazială numărul 1 Comuna Ardeal, precum și propunerile noastre de alocare, după cum urmează. Cheltuieli pentru naveta cadrelor didactice și didactice auxiliare, suma solicitată 8.000 lei, propunerile noastre de alocare 5.000 lei. Cheltuieli pentru examinarea medicală obligatorie periodică a salariaților, suma solicitată 2.000, propunerile de alocare 1.500 lei. Cheltuieli pentru concursuri școlare și activități educative extrașcolare, solicitat 0.500, alocat 0.500. Cheltuieli pentru asigurarea securității și sănătății în muncă pentru personal angajat preșcolar și elevi și gestionarea situațiilor de urgență, suma solicitată 1.000, propus la fi alocat 1.000 lei. Alte cheltuieli de natură a bunurilor și serviciilor care nu fac parte din finanțarea de bază, suma solicitată 16.800 lei, propuneri de alocare 5.800 lei, din care asigurarea finanțării pentru cadourile ce vor fi acordate elevilor, suma solicitată 3.500, propusă a fi alocat 3.500. Chirie pentru grădinița numărul 3 Ardeoan, suma solicitată 1.800, propusă a fi alocat 1.800. Deplasări cadre didactice, suma solicitată 1.500, propuneri de alocare 0.500 lei. Reparația și înlocuirea coșului de fum de la centrala termică și înlocuirea coșului de evaluare, suma solicitată 5.000, propuneri de alocare 0. Costume naționale pentru copii, suma solicitată 5.000, propuneri de alocare 0. Obținerea autorizației ISU, suma solicitată 30.000 lei, propus să fie alocat 15.000 lei. Achiziționarea unei scene mobile de interior pentru sala de festivități, suma solicitată 20.000 lei, propus a fi alocat 0. Sumele alocate pentru finanțarea complementară pentru învățământul preuniversitar de stat au fost discutate și în ședința pe comisie din Consiliul Local. Le-am transmis și noi adresa cu sumele propuse a fi alocate de către noi, care au fost însușite și de către dânsii în Consiliul de Administrație și le-au acceptat în forma asta. În vederea obținerii autorizației ISU, le-am alocat suma de 15.000 lei, adică am propus noi a fi alocată suma asta, în vederea demarării procedurilor, urmând ca diferența să le fie alocată prin rectificările bugetare din cursul anului, în măsura în care va fi necesar. Referitor la solicitarea privind achiziționarea unei scene mobile, am fost în imposibilitatea de a aloca suma de 20.000 lei, reprezentând costul acesteia estimat de unitate de învățământ, întrucât veniturile unității și sumele alocate pentru anul 2016 sunt net inferioare celor din anul anterior. În cursul exercițiului bugetar al anului 2016, în măsura în care vom dispune de sume din încasări proprii sau alocate prin rectificările bugetare, vom răspunde afirmativ și solicitării înaintate de dumnealor. Ați terminat? La terminat, da? Mulțumim lui doamna Narcisa Cernat pentru raportul prezentat. Dacă sunt întrebări pe marginea raportului prezentat de doamna contabilă, dacă nu sunt, trecem la discuții. Cine se înscrie la discuție? Domnul Gurel, vă rog. Da, am ascultat materialul prezentat de doamna Cernat. Într-adevăr, sunt foarte multe cifre, foarte mult sume, destul de mari. Din analiza care a mai fost făcută, considerăm că s-au înscris în buget toate cheltuielile care sunt necesare, ținând cont și de posibilitatea comunii de a și a suma veniturile care le are. Suntem de acord cu proiectul bugetului. De asemenea, suntem de acord și cu suplimentarea pentru școală, pentru banii care le-au cerut. Aici, într-adevăr, sunt sume mai mici, după cum ați văzut, dar ținând cont și de posibilitățile care le avem la nivelul de comună. Dacă vom fi sprijiniți din partea Consiliului Județean anul ăsta mai bine față de anii din urmă, că noi am fost destul de vitregiți la nivel de comună Ardeoan, nu că vitregiți, poate te-am spune chiar bătaie de joc în unele locuri, sperăm să putem asigura și pentru școală, că sunt copiii care e viitorul acestei nații și a comunei.
Eu sunt de acord cu proiectul bugetului de venit și cheltuieli pentru anul 2016. Mulțumim, domnul Bucurel. Domnul Cerbu? În completare ce a spus domnul Bucurel, sunt și eu de acord cu câteva precizări. Am ascultat materialul prezentat, deci e foarte vast, e foarte... s-au cuprins toate punctele, toate domeniile. Am înțeles că din banii proprii a Comunei Ardeoane o să ne apucăm să investim la podul la Leontinești, dacă am reținut foarte bine. Propunerea cum ar veni? Din bugetul local, cum știm, comuna fiind o comună mică, număr de locuitori, experiența anilor trecuți, trebuie să fim ajutați neapărat ca să terminăm acest pod la Leontinești. Din bugetul propriu nu o să putem să-l facem, nu știu eu, la ce sumă se ridică și ca să facem o evaluare în câți ani de aici încolo. Deci trebuie să fim ajutați neapărat. Fie de guvern, fie de prefectură, fie de Consiliul Județean. Deci podul este început, așa cum știm, cu multe am avut probleme, deci, cu proiectul, cu energia, cu mai multe chestii care au ținut pedică. Am avut pedici în a demara lucrarea. Nu au fost bani. Acum, dacă nu suntem ajutați la nivelul comunei, eu gândesc că o să dureze foarte mult timp ca să putem termina acest pod, această investiție, care este începută și dacă nu termin la timp, de fapt este degradează și ceilalți care deja sunt construite, picioarele care sunt și casetele respective. În ceea ce privește cu școala la Ardeoane, sunt de acord, într-adevăr, numai că am observat acolo că, deci, la transport, eu cerul mai mult, noi dăm mai puțin. Da. Știu eu, deci, precizarea care este. Ăla trebuie să facă naveta, îi reducem o zi de muncă ca să mai vină vinerea, deci ca să nu mai dăm banii respectivi. Acolo trebuie o atenție deosebită și să dăm. Dom'le, atât este biletul de transport, atât este suma, deci aici ne încadrăm. Deci, cum un acord, consider că nu e o istorie. Și la bugetul inițial pentru anul 2015 am procedat la fel. Ei au solicitat suma de 15.000. La bugetul inițial le-am alocat 5.000 lei, care am văzut că au fost suficienți pentru decontarea navetei cadrelor didactice pentru perioada ianuarie-iunie, până s-a încheiat anul școlar. Iar în rectificarea din luna septembrie, dacă nu mă înșel, le-am alocat diferența de sumă, deci nu avem restanții la decontarea navetei cadrelor didactice. Deci eu așa ne-am gândit că diferența le vom aloca la rectificările ulterioare, începând cu mai avem chiria de la grădința respectivă, nu, și de acolo de la anul să fie iar la noi? Important este că noi nu avem datorii în ceea ce privește naveta cadrelor didactice. Ea a fost achitat integral. Dacă mai dorește cineva. Dacă mai dorește cineva. Podul la Leontinești și școala. Deci podul la Leontinești știți destul de bine că e început în vara anului 2015 în urma calamităților naturale. Acest pod a fost... 2005. Acest pod, primii bani, prima finanțare a fost dată de către Consiliul Județean Bacău, printr-o hotărâre de Consiliul Județean. După acea sumă, Consiliul Județean nu ne-a mai sprijinit cu niciun leu. Noi am reușit. Ce este construit până acum este achitat totul. Mai avem probleme cu constructorul vis-a-vis de ce a lucrat în afara actului adițional și ne judecăm cu dumnealui. Iar referitor la proiect, nu a fost niciun fel de probleme. Rețeaua trebuie deviată, că așa a fost prinsă în proiect. Și lucrările s-au stopat motivat de criza financiară din 2010, conturile blocate din 2012 și din 2014 în insolvență. Acum vineri, ca să vă anunț și cu problema insolvenței, deci vineri trebuia să dea pronunțarea pentru a ieși din insolvență, s-o amânat pentru data de 10 a doua. Și ăsta este și motivul de am renunțat să mai utilizăm excedentul, cei 3.800.000 sau că 380.000 de lei din excedent să-i folosim la pod, motivat de faptul că dacă ne apucăm și scoatem lucrarea la licitație, nu putem construi podul cu 380.000. Așa, odată cu ieșirea din insolvență, o să căutăm
o altă sursă de finanțare, fie prin proiect european, fie pe ajutor de la guvern. După ce ieșim din insolvență, sper să găsim soluții și pentru demararea lucrărilor la pod. Într-o lună de zile, sper ca firma care o să câștige acolo licitația la devierea linii să devieze linia și după aceea să întâlnim o linie dreaptă. Referitor la ce ați spus de transport a cadrelor didactice, așa cum a precizat și contabila, anul trecut tot așa, au venit cu o sumă destul de mare din socotelele care le-am făcut și le-am alocat, deci au ajuns banii. E normal să ceară bani să aibă, dar trebuie să ne uităm și de unde îi dăm. Iar referitor la scenă, și eu mi-aș dori să fac nu știu ce, dar dacă nu sunt bani, i-am spus directoare, doamna directoare, n-am de unde să scot din buget acum 200 de milioane ca să vă dau să luați scenă. Multe primării sau multe unități de învățământ și-ar dori să aibă o școală cum aveți dumneavoastră la Ardeoani. Deci eu, ceea ce depinde de mine și de Consiliul Local, am făcut totul. Chiar cu riscul de a intra în insolvență, chiar cu toate riscurile care le-am asumat. Atât eu ca și primar, cât și Consiliul Local. Am făcut, aveți o școală civilizată, o școală europeană, aveți condiții unde învață elevii în condiții civilizate și, la fel, de siguranță și atât cadrele didactice cât și copiii. Iar pe timpul exercițiului bugetar vom mai aloca sume dacă o să avem bani. Atât. Da. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Acum spun și eu două vorbe. Atât. Deci am ascultat cu foarte mare atenție raportul prezentat de doamna Cernat. Un raport foarte complex și la obiect. Problema cu cealaltă ce discuta antivorbitorii mei, cu școala, eu am fost chiar săptămâna trecută la ședință și am văzut care sunt fondurile alocate pentru ei. Conform organigramei care e la școală, nu sunt decât mai mult de 10 profesori care fac naveta. Și ei se încadrează în toată suma aia de 5.000, nu de 8.000, cum a cerut-o ei. Iar celelalte probleme sunt clare, ca bună ziua, și nu sunt probleme, sunt nicio formă. Sunt de acord cu materialul prezentat la mine. Se poate și 5.000, dar e chiar 8. Așa e. Nu, da, am constatat, domnul primar, ne ducem, ne spunem, verificăm și așa mai departe. Și nu spun eu. Da. Dacă mai dorește cineva să ia cuvântul. Dacă nu, supun spre aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv. Cine este pentru, împotrivă, dacă se abține cineva, dacă, se trece la următorul punct al ordinii de zi. Proiectul de hotărâre privind proiectul de hotărâre pentru aprobarea cotizației anuale a patrimoniului Asociației de Dezvoltare Intercomunitare Bacău, ADIM. Aviz Comisiei Reunite, domnul Ienache Ștefan, președintele Comisiei de Specialitate, prezintă avizul Comisiei Reunite. Raport de analizare a proiectului de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitare Bacău, ADIM. Comisiile Reunite în Consiliul Local Comunal, întâlnite în ședința de astăzi, în februarie 2016, în urma analizei proiectului de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitare Bacău-Adi. Comisiile mai constată că proiectul de hotărâre este avizat pentru legalitatea de secretarul comun. Având în vedere prevederile articolului 54 din Legea Administrației Publice Locale, numărul 215 din 2001, republicată, completările și cu modificările și completările ulterioare, Comisia propune aprobarea în forma prezentată de executiv, avizând favorabil proiectul de hotărâre. Mulțumim frumos! Dau cuvântul domnului primar pentru a prezenta expunerea de motive. Vă rog, domnul primar. Expunerea de motive la proiectul de hotărâre pentru aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, prin adresa numărul 11 din 14.11.2016, înregistrată la Primăria Comunei Ardean sub numărul 259 din 15.1.2016, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, ADIM, a solicitat aprobarea cotizației anuală la patrimoniul Asociației, motivat de prevederile ordonanței Guvernului numărul 26/2000 cu privire la asociații, fundații și modificările și completările ulterioare. Deci,
cărțile financiare pentru implementarea în bune condiții a proiectului extindere și modernizarea sistemului de apă și apă uzată în județul Bacău. Prin adresa ADIP Bacău numărul 11 din 14.1.2016 sunt menționate valorile cotizației la patrimoniul asociației după cum urmează. Pentru județul Bacău 250.000 lei, pentru localitățile de rangul 1, municipiul Bacău 250.000 lei, pentru localitățile de rangul 3, cuprinse în proiectul extindere și modernizare sistemelor de apă și apă uzată în județul Bacău, 20.000 de lei. Slănic, Moldova, 3.000 de lei. Comunele cuprinse în lista de investiții prioritare 2014-2020, 1.000 de lei. Comunele fără investiții în infrastructură de apă și canalizare, 100 de lei. În aceste condiții am inițiat acest proiect de hotărâre, pe care vă rog, domnul consilier, să-l aprobați conform prezentată. Mulțumesc, domnul primar. Dacă dorește cineva, să-l comentăm. Domnul vice, vă rugăm. Făcând parte din această asociație, respectiv ADIM, consider că este normal să plătim această cotizație, dar noi, dacă ne-am achitat din această sarcină, sper că așa dumneavoastră să achite din sarcină. Să beneficiem. Să beneficiem de niște servicii de calitate și... Da. Atâta. Mulțumim. Dacă mai dorește cineva să ia cuvântul? Dacă nu, supun spre aprobare proiectul de hotărâre. Da, dacă suntem la, la ADIP, anul trecut, în vară, a fost o ședință referitor la investițiile care se vor face pe apă și canal în județul Bacău prin Asociația de Dezvoltare Intercomunitară. Motiv pentru care... Deci am participat la acea ședință și chiar m-am înscris la cuvânt. Și am întrebat, sper ca prin această asociație să nu se mai politizeze. Și au zis nu, cei de la Uniunea Europeană ne-au tras atenția că comunele care beneficiază de unul din cele două sisteme, apă sau canalizare, vor avea prioritate la cel de-al doilea sistem. Cu toate că, virgulă, Comuna Ardean beneficiază de apă, din 2007, sistemul de apă este funcțional în 2007, domnul Dragoș Benea nu a binevoit să prindă și Comuna Ardean pentru ca apa uzată să aibă unde să deverse, să devarsă în Pârâu sau în Tazlău. Întrebat care a fost motivul, care sunt motivele prioritizării comunelor sau investițiilor, a zis că îmi dă răspunsul firma de consultanță. Firma de consultanță de față cu dumnealui a spus că comunele care au fost indicate de domnul președinte, pe cele alea trecut. Dar noi suntem cu canalizarea în 2021. Ca să știți, atunci suntem prinși în master plan. În urma discuțiilor care le-am avut cu domnul director de la ADIP, zic că s-ar putea să existe o posibilitate în 2017 să prindă și Comuna Ardean. Am ridicat problema din nou că o să vină cei de la mediu, ori o să ne amendeze, ori o să oprească, o să închidă robinetul la apă. Având sistem de alimentare cu apă și neavând unde să dai apa uzată, o să fie o problemă. Și am ridicat problema asta și cred că s-ar putea în 2016 să găsească o soluție, să facem canalizare. Cu toate că noi avem din 2010 consilieri care sunteți vechi, că în 2010 am depus la Ministerul Mediului acel proiect pentru sistemul de alimentare cu apă și canalizare cu stații de epurare. Dar, după cum bine știți, în România totul se politizează, iar Comuna Ardean a fost trecută la și alții. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule primar. Dacă mai dorește cineva să ia cuvântul. Dacă nu mai dorește... Dar lăsăm pentru alt. Mai avem la subiect. Mai avem alte. Mai alte probleme de discutat. Supun spre aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Să trece la următorul punct al ordinii de zi. Proiectul de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale a patrimoniului Asociației de Patrimoniat, pardon, vă răspuns, Asociație de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău ADIS. Aviz Comisiile Reunite. Domnul Bucurel Dumitru, vă rog să prezentați raport de avizare la proiectul de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitare pentru Salubrizare Bacău.
Comisiile reunite la Consiliul Local Comunal, într-un timp ședință astăzi 1 februarie 2016, în urma analizei proiectului de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacă. Comisiile constată că proiectul este realizat pentru legalitate de secretarul comunii. Având în vedere prevederea articolului 44 din Legea Administrației Publice Locale numărul 215 din 2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia propune adoptarea în forma prezentată de executiv, avizând favorabil proiectul de hotărâre. Mulțumim. Vă rugăm, domnul primar, să prezentați câteva aspecte din expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea cotizației pe anul 2016 la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău are ca scop înființarea, organizarea, reglementarea, finanțarea, exploatarea, modernizarea și gestionarea în comun a serviciilor de salubrizare pe raza de competență a unităților administrative teritoriale, membre, precum și realizarea în comun a unor proiecte de investiții publice de interes zonal sau regional, destinate înființării, modernizării și dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilități publice aferente serviciului pe baza strategiei de dezvoltare a acesteia. În urma adresei ADIS Bacău, numărul 1205, din 13.1.2016, a fost înregistrată la Consiliul Local al Comunei Ardeani, sub numărul 238, din 14.1.2016, propunerea privind adoptarea unei hotărâri privind cotizația anuală a patrimoniului asociației aferente anului 2016. Orașul Slănic, Moldova, 3.000. Pentru comune cu o populație sub 3.000 locuitori, 1.000. Pentru comune cu o populație între 3.000 și 5.000 locuitori, 2.000. Pentru comune cu o populație între 5.000 și 10.000 locuitori, 2.500. Pentru comune cu populație peste 10.000 locuitori, 3.500 lei. Localitate de rangul 3, referite mai sus, sunt municipiul Moinești și orașul Dărmănești. Menționez că, potrivit statutului asociației, județul va fi beneficiarul proiectului, devenind proprietarul tuturor bunurilor realizate prin investiții în cadrul proiectului, care sunt componente ale infrastructurii aferente serviciului și care deversă mai multe asociații. Având în vedere cele anterior menționate, și rolul pe care îl are Comuna Ardeoan în ceea ce privește atribuția asociare pentru pregătirea și aprobarea strategiei de dezvoltare într-o concepție unitară a programelor și de reabilitate, extindere și modernizarea sistemului de utilități publice existente, a programelor de înființare a unor noi sisteme, precum și a programelor de protecție a mediului conferite de legea numărul 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificări și completările ulterioare, și de articolul 16, alineatul 3 litera A din statutul asociației, pune spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea cotizației pe anul 2016 la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău. Dacă sunt întrebări, dacă nu sunt, trecem la discuții. Cine se înscrie la discuții pe marginea raportului prezentat de către domnul primar? Dacă nu, am ascultat materialul prezentat și documentarea făcută de domnul primar. Într-adevăr, participăm la această organizație și tot fiind global și beneficiem toți, sunt de acord cu plătirea acestei cotizații. Ținând cont că poate mai avem nevoie de modernizări de altceva la nivel de comună și să fim sprijiniți pentru realizarea acestora. Mulțumim, domnul Gurel. Dacă mai dorește cineva, dacă nu, supun, dacă nu, vă rog, domnul primar. În data de 16 decembrie, iar ajung, domnul președinte și-a dat demisia din funcția de președinte a Asociației ADIS. La fel, am fost foarte vehement când am auzit acest lucru, mai ales când ne-a spus tuturor celor care am fost de față că au terminat cu investițiile în această asociație și el îți dă demisia. Și am spus, doamne, nu mi se pare corect ca un serviciu care trebuie pus în funcțiune, dumneata va mai mult spui că după ce a terminat investițiile, și aici se referea la acele stații de transfer, care nu au fost puține la număr în județul Bacău, și nu au costat puțin peste 1 milion de euro, el a avut bunăvoința de a-ți da demisia.
Dacă îți dădea demisia, și am și spus în ședință, dacă îți dădea demisia din funcția de președinte al Consiliului Județean, pe care o dezonorează din ce în ce mai mult. Să nu dea cu bir cu fugiți acum când trebuie, când trebuie să pună sistemul în funcțiune. Iar deja s-au văzut da, consecințele. Prima cursă, când au venit cei de la Romprest, și asociat, și societatea asta Romprest, care a câștigat licitația, nu știu, și nu sunt eu în măsură să judec sau să-mi dau cu părerea, dar am înțeles că au fost societăți cu prețuri mai mici, iar noi, români, avem nevoie de calitate și prețuri mici, nu calitate inferioară și prețuri umflate, au venit în prima zi, pe data de 11 ianuarie, nu știu dacă 11, nu, pe data de 11 au început să colecteze, dar ei au venit mai precis într-un mercuri, nu? A doua miercuri. Au venit pe data de 13, da, ianuarie, au colectat aproximativ 40% din suprafața care trebuia să colecteze, sau gospodăriile cetățenești, motiv pentru care i-am spus viceprimarului să nu confirme transportul. A doua tură, când au venit, tot la fel au venit că nu poate să urce și nu se colecteze la fel. A venit directorul și șeful de autobază sau ce au ei aici la Tescani. Și după o discuție destul de aprinsă, au trimis o mașină, încă o mașină mică, și nu le-am confirmat decât o mașină. Și mai ales, acum lumea nu scoate gunoiul, scoate gunoi. Nici 40% nu scot gunoiul. Și nu se încarcă nicio mașină de aia mică, că n-au cu ce să umple mașina mică. Și ne-am spus, domnilor, am citit caietul de sarcini, iar în caietul de sarcini este stipulat destul de clar că veți colecta și cu alte mijloace de transport, nu decât cu acele mașini Euro 6 care ați făcut atâta publicitate, că Romprestul și-a luat mașine Euro 6. Nu, noi am făcut treabă și cu căruța cu cai, am făcut și cu tractor, am făcut, pe mine nu mă interesează. Eu îți plătesc serviciu, tu să-mi culegi gunoiul de la toate gospodăriile. În condițiile în care nu poți urca cu mașina Euro 6, n-ai decât să confecționezi sănii și cu zurgălăi și să strângi gunoiul. Dacă nu tractoare, mașini mai mici, chiar nu mă interesează. Eu îți plătesc un serviciu, dar problema care am constatat-o pe cea mai gravă, noi trebuie să facem un transfer. Așa cum ne-au băgat sub nas acele contracte cu persoanele fizice, cu agenții economici. Noi le-am aprobat, că nu poți să te pui curmezești. Că dacă te pui curmezești, spune iar, primarul de la Ardeal a nebunit. Nu. Niciunul dintre primari nu a sesizat și eu am sesizat lucrul ăsta și le-am spus la o parte din colegi. Păi, fraților, cu agenții economici, deci contractul este voința părților. Da? Romprestul nu are decât să încheie contract cu fiecare agent economic și să-și negocieze prețul. Ce treabă are Consiliul Local? Când mă trezesc 2-3 agenți economici, o să spună, voi sunteți Consiliul Local acolo pentru a ne sprijini. Nu să puneți voi și să ne puneți în fața faptului împlinit. Să cotizăm unei firme care ori își face treaba, ori nu își face, va mai mult stabiliți și prețul. Am avut discuții chiar în dimineața asta în prezența secretarului și a contabilului. Dar ce este mai grav? Romprestul emite factură către ADIS Bacău, iar noi trebuie să facem transferul banului. Și a spus, frate, la mine în comună, din cei 2340 de cetățeni cât are comuna Ardeoan, mai puțin, nu știu, 3, 4, 5 care au murit în ultima perioadă, cred că 700 plecați afară. Așa am ajuns. Deci am ajuns să fim străini la noi în țară. Deci, în cazurile din România, tineretul pus, o luat traiesta în băț și o luat calea privegiei. Deci eu nu pot să mă duc să-i cer acelui cetățean care lucrează în Italia, Spania, Norvegia sau pe unde lucrează să-i spun, plătești gunoiul. Am făcut o inventariere împreună cu vicile, fata de la urbanism și președintele pentru situații de urgență, șeful SVSE-ului, și noi avem în jur de 1600, 1570, 1580 de persoane. Deci 1600, eu nu pot să plătesc 3,75 lei, ori 2350. Și am spus și problema asta directorului.
O spun, nu, trebuie să vedem să găsim o soluție. Nu știu, soluția o căutați și trebuie să o găsiți voi, ca și asociații. Aveți juriști. Eu nu am jurist la primărie, dar nici nu pot să vă fac un transfer de bani fără ca eu să am justificare. Iar problema depozitării la gropile de gunoi. Și aici este o problemă. I-am spus, eu nu am de unde să știu, dacă voi nu mă anunțați când veniți, eu trebuie să văd mașina că este goală și prin sondaj o să merg să fac tara la mașină. Și eu, dacă merg de 4-5 ori într-un an de zile, îmi dau seama. Dar de fiecare dată când pleacă mașina cu gunoi din comune, trebuie să văd cât gunoi este în mașină. Și atunci eu știu, da, mașina la nivelul ăsta are aproximativ 3-5 tone, la nivelul ăsta are 7 tone, la nivelul ăsta e, mă rog, eu trebuie să știu cam câți bani, ca și el pot să vină să spună, da, domnule, de la Argan, pe data de 13 ianuarie, am luat 25 de tone și mașina lui e de 8 tone. Sau, în data de aia, am luat nu știu câte tone. Eu n-am de unde să știu că el nu vine în comună cu mașina jumătate cu gunoi și plătește o dată pârjolul și mai plătește ardeoane. Încă o dată. De asta, lucrurile sunt cam ambiguo în ceea ce privește. Eu am să mă țin și vicile la fel, să încercăm să-l punem serviciul ăsta să-l punem pe drumul cel bun și să înțeleagă cei de la asociații și cei de la firma Romprest că noi nu putem să plătim niște servicii neefectuate. Nu efectuezi serviciul și nu iei gunoiul de la fiecare cetățean de la poartă, nu-ți plătesc niciun leu. Nu că îmi scaz 20 de gospodării. Nu. Eu nu-ți confirm. Și mergem în instanță. Vă mulțumesc. Mulțumim, domnule primar, ne-a dat toate detaliile. Vă rog, domnule. Scurt. Da. Deci, sincer, firmele astea din țara românească, să mă explic, eu nu am încredere nici în doi bani. Așa cum nu o să am încredere în mâine poimeni, nici în guvernanță. Că vin unii și pleacă unii și vin alții și sunt mai buni decât ceilalți. Da. Dacă faci o autobandă, o firmă, și se surpă, și o închizi, și tot o firmă, și cu dezepezirea la fel, și cu asfaltul la fel, unde e groapă, unde e nu știu ce. Deci, ce se întâmplă în țara asta? Când Dumnezeu odată înțelege vreau să devenim pe drumul cel bun? Acum, într-adevăr, ca să fiu scurt, cu ceea la ordinea de zi, să pun odată lucrurile la punctul meu, să plecăm și noi cu dreptul sau, mă rog, cu amândoi pași odată. Tot, numai fiecare are interesul lui, numai fiecare, cum poate el să rupă o leacă de colo și de colo? Că firmele astea nu au fost făcute de unul măcăjit care au avut 10.000 de euro. Atâția bani și atâția investiții. Deci cineva trebuie să scoată banii ăștia, dar așteaptă totul în timp. Nu poți deodată să rupi România asta în două și așa. Suntem fai de capul nostru acum la nivel național, la nivel local, în sate, în comune. Sunt oameni care, nu, pensii, ce pensii, ce... Sunt unii care evaluar dacă le-ai pinea Vasile și pe ăla, băi, unde-ți lucrează băiatul, ce venit ai în gospodării sau ceva. Sunt unii care n-au pensii, de ce apeu, deci e foarte greu. Și este mai tu și tu să iei bani și tot, și mai ales să nu iei nici gunoi, că nu intră mașina, apropo, cum spunea domnul primar, că trebuie să intri și o mașină mică și păruța și tot ce vrei, că nu se duc pe toate ulițe și oamenii spun, îi spun la primar, la vice, la nostru consilier, spun, domnule, ce-ți dau bani dacă nu a intrat pe ulița mea? A, o fost iarnă, nu a putut să intre. Bă, nu a intrat o lună, dar nici a doua. Adică o săptămână, două. Deci, îmi cer scuze. Deci, eu, sincer, chiar firmele astea care s-au făcut, e căpușe și așa, deci s-au învățat politicienii să aibă vilă în Dubai, să aibă vilă, nu știu, unde la mama dracu, să plece cu avioane când vreau și vezi din satelit că îi filmează și le arată numai tot felul de... De unde lumea atâtea miliarde și miliarde de euro? Și noi suntem în țară România asta să luăm prima dată bani la cei care... Că e Benea, că e ăla, că e ăla cu pădurile, că e ăla cu țări, nu contează. Deci să luăm în primul rând bani cum face nemțul și cum face alții țări francezul, iei banii prima dată, după aceea vezi ce dosar îi faci, îl bași la pușcărie. Ce spui? Da. Mulțumim. Altcineva? Dacă mai greșești ceva? Iar vis-a-vis de... Cer scuze că intervin. Nici o problemă. Tot în caietul de sarcini sunt prinse două pubele. De asta v-am spus. Că noi, nouă ne trimite câte un CD-ul sau ne trimite câte 6-700 de pagini și credeți-mă că n-am timp eu să le citesc, dar pe dumneavoastră. Dar prin sondaj așa am mai citit și am descoperit și problema asta. Deci sunt prinse în două pubele. Ei ne-au dat doar o singură pubelă. Și azi dimineața am ridicat și problema asta. Și am zis, domnul Bogdan, dar în caietul de sarcini sunt prinse două pubele. O stat așa o jumătate de minut, nu a zis nimic, a spus că da, dacă e nevoie, o să îi obligăm pe cei de la Romprest să-l ducă și a doua pubelă. Nu că e nevoie prinsă în caietul de sarcini.
în ceea ce vă privește. Că n-am spus degeaba că se colectează cu sani. Deci noi am făcut niște eforturi, că știți că la ședința trecută v-am cerut acordul să cumpărăm o drujbă telescopică. Am cumpărat acea drujbă telescopică, deci nu mai poate motiva că sunt creni. Deci de două săptămâni muncim, vicile cu cei de la 416, cu tractorul din dotare, am curățat, cred că 80% din comună, drumurile comunale sunt curățate. O să continuăm până n-o să mai fie crengi pe nicăieri. Deci neapărat trebuie să găsească soluții să intre absolut pe toate ulițele. Că nu o să plătim. Și trebuie să fiți lângă mine cu chestia asta. În condițiile în care nu le vine minte la cap și nu trimite și alte mijloace de transport să colecteze tot gunoiul, nu o să plătim. Și de la noi este exemplu și alți primari. Corect. Vă mulțumim, domnul primar. Supun la vot proiectul de hotărâre în formă prezentată de executiv. Cine este pentru? Împotrivă? Dacă s-a abținut cineva. Să trecem la următorul punct și cred că e ultimul. Proiectul de hotărâre privind aprobarea utilizării sumei de 380.000 de lei, excedentul exercițiului financiar în anul 2015 pentru obiectivul de investiție. Reconstruire pod beton armat peste râul Dazlou, Sarat, pe trecele 176 pe 2016, al listei de investiții și estimările anului 2017-2019. Aviz comisiile reunite. Domnul Rusu Alexandru, raport de avizare. În proiectul de hotărâre privind aprobarea utilizării sumei de 380.000 de lei din excedentul exercițiului financiar al anului 2015 pentru obiectivul de investiție de construire pod beton armat peste râul Dazlou Sărat, pe DCL 176. Comisiile reunite a Consiliului Local Comunal, întrunite în ședință astăzi 1 februarie 2015, în urma analizei proiectului de hotărâre privind aprobarea utilizării sumei de 380.000 lei din excedentul exercițiului financiar al anului 2015 pentru obiectivul de investiție, reconstruire pod beton armat peste râul Dazlou Sărat, pe DCL 176. Comisiile mai constată că proiectul de hotărâre este avizat pentru legalitate de secretarul comunei, având în vedere prevederea articolului 44 din legea administrației publice locale numărul 215/2001, republicat cu modificările și completările ulterioare. Comisia propune adoptarea în formă prezentată de executiv, avizând favorabil proiectul de hotărâre. Președintele comisiei, și așa mai departe, da? Vă rog, doamna Cernat Narcisa are cuvântul pentru a prezenta raportul. Nu știu care este. Dacă... Da. E din cap. Nu, că nu spuneam eu la. Problema este că inițial pe ordinea de zi a fost prinsă utilizarea sumei de 380.000 lei din excedent. E cuprins acolo. Da, așa cum a spus domnul primar, am reanalizat necesitățile pentru secțiunea dezvoltare cheltuielilor de funcționare, necesitățile pentru a funcționa ale unității și am ajuns la concluzia că utilizarea în întregime a excedentului exercițiului financiar al anului 2015 nu ne poate ajuta să demarăm lucrările pentru a continua reconstruirea podului și atunci am ajuns la concluzia că vom utiliza doar suma de 50.200 lei din excedent, întrucât prin hotărârea Consiliului Județean din 23 noiembrie 2015 ne-a fost alocată pentru sume defalcate din TVA pentru drumuri suma de 56.500 lei, iar în luna decembrie 2015 noi am utilizat doar 6.304,84 lei, rămânând neutilizată suma de 50.195,16 lei, care potrivit prevederilor articolului 51 aliniat 8 din Ordonanța de Urgență numărul 47 din 23 octombrie 2015 a fost reflectată în excedentul bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar pentru anul 2015, urmând a fi utilizată în anul curent cu aceeași destinație pentru care a fost alocată. Astfel, în conformitate cu prevederile articolului 58 aliniat 1 litera A din legea numărul 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare,
Solicităm utilizarea sumei de 50.200 lei din excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar pentru anul 2015 ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare la capitolul 84.0301 drumuri și poduri, titlul 70 cheltuieli de capital, în vederea continuării lucrărilor pentru obiectivul de investiție reconstruire pod beton armat pe DR-ul Dazlăul Zărat pe DCL-178. Mai exact, intenționăm să continuăm cu lucrarea de deviere a liniei electrice pentru ca ulterior să obținem altă sursă de finanțare în vederea definitivării obiectivului de investiție. Mulțumim, doamna Narcisa, dacă sunt întrebări. Dacă nu sunt întrebări, trecem la discuții. Vă rog, cine se înscrie la cuvânt? Vă rog, domnul inginer. Sunt cu hotărârea luată de a nu se folose toți banii pentru continua lucrările la flor și alocarea numai sumei necesare pentru devierea rețelei de înaltă, iar pe măsură ce se vor mai obține fonduri de la Consiliul Județean, de unde mai venim și la rectificări ceva, să fie, într-adevăr, folosit și banii ceilalți din fondurile care au rămas nefolosite din anul trecut. Sunt de acord cu hotărârea. Mulțumim foarte mult. Dacă mai dorește cineva? Dacă nu, domnul Bogdan, domnul Bogdan. Cred că este o decizie corectă pentru utilizarea strictă a sumei necesare, pentru că altfel, cred că dacă am demarat lucrările în ambergură așa, ne-am blocat singuri și nici nu trăim, nici nu murim. Pur și simplu ne blocăm singuri. Atunci sunt de acord cu utilizarea sumei pentru devierea liniei. Mulțumim foarte mult. Altcineva? Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre, informăm prezentatul executiv. Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva. Discuții referitoare... Poți? Dacă votăm, suntem de acord. Da, nu e nicio problemă. Discuții referitoare la referatul prezentat sub numărul de 559 din 29.1.2016 privind a domnului viceprimar, diaconul Constantin, privind achiziționarea 100 de bucăți de lămpi pentru iluminatul stradal. Vă rugăm frumos. Domnul vice? Această lucrare, după cum bine știți, a început pe anul trecut. Am schimbat lămpile de iluminat stradal de-a lungul drumului național. Au fost echipate aceste lămpi cu becuri cu LED de 12 W, iar rezultatele s-au văzut printr-un consum de energie scăzut. Acum am hotărât să schimbăm aceste lămpi și pe drumurile locale DCL-176, DCL-178, pentru că prezintă un grad ridicat de uzură și vrem să reducem consumul de energie în continuare. Mulțumim foarte mult. Cine dorește să mai spună un cuvânt? Da. E capitolul diverse. Da, noi... La urmă. Da. Deci... Da, vă rog. Dacă lămpile sunt uzate și unele din principiu nu prea mai merg, ba să ar fi becul din cauza uzurii, ba nu știu ce. Și se poate și este posibilitatea, ar fi păcat să nu... Una, avem lumină mai bună, pentru că știm că becul cu LED are altă lumină. A doua, avem și consum de energie mai mic. Din rămâne bani în buzunar. Corect, mulțumesc cu asta. Da, cineva, domnul... Nu pot cu ideea asta pentru iluminatul public, pentru că scade și starea infracțională prin întuneric, în voie la demnă naștere de noastră infracțiuni care s-ar putea comite pe raza comune. Așa că e situație bună pentru a ilumina toate ulițele care sunt posibile. Da. Sunt de acord. Mulțumim frumos, domnul Cerbu. Dacă consumul scade, cel puțin la mânc și slămpile noi. Corect. Mulțumim foarte mult. Spun și eu două vorbe. Eu mi-am făcut un obicei, așa, știe domnul vice, știe domnul primar. Mai controlez că nu am prea un somn noapte, așa, dintr-un cap și în altul. Serios, vorbesc foarte serios. Dar da, e o chestie foarte importantă și a doua cunoștință. Sunt extraordinare. Extraordinare problemele respective și sunt de acord cu ceea ce a solicitat unul viceprimar în raportul 559 din 29.2016. Cam atâta. Ca o completare vis-a-vis de lămpi, știți destul de bine că anul trecut tot în luna ianuarie
am aprobat și am achiziționat cele 80 de lămpi care au fost montate de-a lungul genia 2G. În urma montării lămpilor se vede o diferență foarte mare la facturare, deci a scăzut consumul cu 50%. Deci aveam becuri și de 50 de W și de 100 și de 200 și de 300. Cum au fost? Acum am pus lămpile noi, au costat în jur de 50 de lei, 53 sau 54 de lei lampa făcută cu braț, plus becul, cu LED, dar se vede diferența la facturare. Acum am hotărât să luăm 100 de lămpi pentru a pune pe drumurile principale și tot ce demontăm de pe drumurile principale și să mai pot refolosi, le facem o revizie și le punem pe ulițele adiacente. Deci acum a venit factura de 2000 de lei. Deci 2000 de lei comparativ cu cea mai mică factură a fost 5000 de lei. Deci a scăzut. E da. Și lumina mai. Plus că lumina, deci e altă lumină. Da. Ne-a prezentat așa la tot? Da. Am pus fata și de la achiziții și o căutat pe internet. Am găsit tot la firma de unde am achiziționat anul trecut lămpile. Deci ne le dă tot cu discount de 2% din prețul de producție, nu de vânzare. Deci 34,67 de lei fără TVA pe fiecare lampă. Deci 40 mai și un pic. O lampă. Deci așa. 40 plus am hotărât să luăm brațele alea care costă 11 lei de fier și 5,50 lei de plastic. Lampa e foarte mică și e ușoară și n-are rost să luăm de fier, că e dublu la preț. Iar la becuri, prețul de listă anul trecut alea Samsung au fost 1.500.000, două ne-au dat cu 990 și acum le-au redus iar, au redus 40%, ne dă cu 75 de lei. Din cauza că suntem clienți acolo și... Fidel. Așa. Protecția. A trebuit să montăm acele protecții, au costat 18 roni. Acum ne le dă cu 15 roni, deși aici ai tot 40% ne dă jos. Și o să vedem în luna februarie să achiziționăm lămpile, becurile și să le montăm. Mulțumim, domnule primar. Acum, dacă îmi permiteți, ca președinte de ședință, domnul director de viziune, iertați-mă numele meu, domnul Eugen Ungureanu, vorbim frumos. Sunteți de obicei, câteva, nici la diverse nu intru în ședințele câteva cu Consiliul Local, dar pentru că e prima oară când sunt la dumneavoastră, vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru că ne-ați primit în familia dumneavoastră la Comunei Ardeoan. Eu sunt născut undeva aici, la Balcan. Da. Ce vreau să vă spun, vă asigurăm de întreaga noastră seriozitate. Noi ceea ce filmăm ședințele nu le cenzurăm, nu le aranjăm, nu le comentăm. Am găsit o nișă pentru activitatea noastră doar de a prezenta ședințele pe Consiliul Local în integritatea lor. De la un capăt, când deschide președintele ședinței și până la final, până când președintele de ședință spune că ședința s-a încheiat. O să fie plin de ajutor și pentru domnul secretar, pentru că o să găsiți pe internet și filmarea noastră. Deci, când poate vreodată nu merge telefonul, poate nu se înregistrează, veți găsi înregistrarea și pentru dumneavoastră dacă mai e nevoie încă o dată de acest lucru. Vă mulțumim încă o dată, am găsit aici o echipă de consilieri extraordinară. Sunteți niște oameni care într-adevăr simțiți realitatea și ceea ce vor oamenii. Apreciez poziția domnului primar care este destul de corectă și putem spune cu alte cuvinte că suntem undeva pe aceeași baricadă. Pentru că și noi observăm presiunea care s-a pus, atât pe consilierii locali, cât și pe primar, în acest proiect. Desigur, proiectul Romprest, așa cum a fost gândit de Adis Bacău, este un proiect foarte bun. Este momentul ca și noi românii să avem curățenie, nu mai putem arunca gunoi oriunde, dar nu în acest mod cu aceste multe hibe juridice pe care le-am constatat noi, pentru că deja
subiectul este cunoscut. Încă o dată mulțumim și vă asigurăm că de câte ori o să fim chemați. Desigur, probabil, domnul secretar, este rugămintea noastră să ne anunțați de fiecare dată când sunt ședințe de Consiliu Local, pentru a avea posibilitatea să informăm și pe cei din Ardeoan care sunt plecați în străinătate, că aici există o echipă și poate unii dintre ei vor reveni aici, la Ardeoan. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, domnule Ungureanu, să trăiți, pentru ceea ce ne-a spus câteva cuvinte, așa cum trebuie, practic, la obiect. Sunteți o opinie foarte pragmatică. Mulțumim foarte mult pentru impresia făcută de noi, că așa am fost. Călăuziți și suntem, de noi scandal. Suntem în, în continuare tot la fel, că tu mai ține. Da, cu mare drag. Și vă mulțumim foarte, foarte tare. Vis-a-vis de discuția care am avut înainte de începerea ședinței, s-au terminat lucrurile ședinței, da? Da. S-au întrebat și ședința vă lăsați. Nu, puteți să înregistrați cu niciodată la 2015, prin acea ordonanță 20, de pe 28 august, Guvernul României a alocat acele sume care au considerat că, da, bineînțeles, Guvernul PSD, care au considerat că o parte dintre primării nu li s-au dat așa cum ne-au dat nouă, cei care avem venituri mai mici. Într-un fel, au echilibrat. Dar când s-a făcut bugetul 2015, bănuiesc că cei de la București au ținut cont de, pe de o parte, de veniturile proprii a unităților administrative, pe de altă parte, densitate, kilometri pătrați, nu știu. Dar au fost pentru prima dată când din 2004 și până în 2015, când am fost mulțumit de felul cum s-au alocat sumele pentru bugetul anului respectiv. Văzând că am fost iar trecuți la și alții, i-am făcut o adresă domnului președinte Dragoș Benea, care, bineînțeles că am avut acum 2 ani de zile o discuție cu dumnealui și l-am rugat. Domnul președinte, suntem într-o situație destul de urâtă. Situații pe care dumneavoastră nu ați generat-o, dar o mențineți. Din cauza că în 2012, în decembrie, când s-a semnat, când a semnat Fondul Monetar cu Guvernul României, le-a atras atenția să reduc arieratele în 2013. Da. Lucru care guvernul și l-a asumat și s-au ținut de cuvânt. Au dat 3 sau 4 hotărâri de guvern prin care au alocat consiliilor județene și aici au făcut o prostie, că trebuia să dea unităților administrative, direct, cele direct, care au, care înregistrau arierate, nu arierate fabricate sau cum au făcut alții. Deci arierate care existau pe unitățile administrative. Cu toate că 90% din arieratele județului Bacău se regăseau la Ardeoan prin construcția școlii, președintele Consiliului Județean Dragoș Benea nu a dat un leu. În condițiile în care la alte comune, care nu registrau arierate, au dat bani destui de mulți. Așa. În 2013, în decembrie, iar când au semnat pentru 2014, le-au atras atenția să elimine arieratele. Și la fel, cu toate că primăria Ardeoan însuma cele mai mari arierate, decât printr-o singură hotărâre de guvern, mi-au alocat suma de 5.000 de lei, deci în bătaie de joc. Deci bătaie de joc. Da. Ei, în sensul ăsta am avut discuție cu domnul președinte și i-am spus și am trimis și adresa pe care am înregistrat-o și am observat în luna decembrie, când am trimis a doua adresă, că nici de cum eu, ca și instituție, reprezint Comuna Ardeoan, nu mi-a înregistrat această adresă a Consiliului Local Ardeoan la Consiliul Județean, în registru de intrări-ieșiri. Mi-a înregistrat-o în registru de scrisori. Deci ceea ce nu mi se pare corect. Eu am observat acest lucru pe data de 29. Pe 29. a 12-a, când am înregistrat a doua adresă. Da, pe 29-a 12-a. Și în luna lui august am spus așa, din cauza că am aflat că Guvernul României repartizează tot așa, prin consiliile județene, drumuri pentru infrastructura locală.
Culmea, în 2015, am fost singura comună din județul Bacău care a fost calamitată. A venit un val și ne-a distrus. Poziționarea geografică a comunei ne dezavantajează din cauza că toate drumurile sunt în pantă și la acea viitură ne-au făcut drumurile, mai ales că noi din 2012 avem conturile blocate, am avut conturile blocate și de data de 10 ianuarie 2014 am intrat în insolvență din cauza neachitării arieratelor la școală. Și i-am scris o adresă, într-un fel, nu mai aveam ce pierde. Dacă am discutat cu domnul președinte la bunul simț, și în adresă, și adresa am făcut-o tot la bunul simț, dar după părerea mea, ca primar al Comunei Ardeoani, nu după părerea dumnealui. Și am spus către Consiliul Județean Bacău, în atenția domnului președinte Dragoș Benea. Și ca să revin puțin, eu în 2005 am avut un eveniment mai puțin plăcut cu domnul Benea. Ei, și am amintit și de acum 10 ani. Și am spus, mă surprinde domnule președinte Benea, că nici până acum nu ați învățat că a ierta este o virtute și nu un păcat. Au trecut 10 ani de când un moment nefericit mi-a făcut viața un calvar, existența mea ca primar al Comunei Ardeoani. Am încercat să repar această situație consultându-mă cu prieteni, colaboratori, oameni cu experiență, prieteni comuni. Am discutat chiar și personal cu dumneavoastră, crezând că această situație se va sfârși, dar nu a fost să fie așa. Toți acești ani de dictatura dumneavoastră în funcția de președinte al Consiliului Județean Bacău au pus amprenta pe mine, dar mai ales pe cetățenii Comunei Ardeoani, care nu au altă vină decât aceea că ne-au ales. Pe mine primar al Comunei Ardeoani și pe dumneavoastră președinte al Consiliului Județean Bacău. Vă scriu aceste rânduri cu speranța că poate veți analiza așa cum se cuvine atitudinea dumneavoastră din perspectiva președintelui Consiliului Județean Bacău și că veți lăsa orgoliile la o parte și veți abandona prigoana împotriva mea și a cetățenilor Comunei Ardeoani. Lucru care nu vă onorează și nici nu are vreo legătură cu înaltă demnitate publică pe care o dețineți. O să vă rugăm să ne trimiteți, domnul secretar. Modul pătimaș. Deci modul pătimaș de alocare preferențială pe criterii numai de dumneavoastră știute. A sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2014 au condus la menținerea discrepanțelor create de dumneavoastră și în anul 2015. Când beneficiarea ai sumelor alocate prin OG 20 din 28.07.2015 au fost tot cu ATE-urile privilegiate și favorizate în anul precedent. Având în vedere faptul că Guvernul României a repartizat Consiliul Județean Bacău sume pentru reabilitarea infrastructurii rutiere, vă rog insistent să țineți cont că în ultimii 4 ani au fost blocate conturile. Și de 2 ani suntem în insolvență în toată această perioadă Comuna Ardeoani nebeneficiind de niciun sprijin de la Consiliul Județean Bacău. Mă simt jignit, mă simt nedreptățit și jignit. Nu pot permite unui om cu funcție de decizie să-și bată joc de 2500 de oameni condamnați la sărăcie și la umilință. Și de aceea vă rog să dispuneți remedierea acestei situații și să alocați cetățenilor Comunei Ardeoani drepturile ce le se cuvine. Alăturat, anexez adresa numărul 3510 din 20.08.2015, transmisă Consiliul Județean Bacău, Direcția Economică și Managementul Calității și nota de constatare numărul 2692 din 19.06.2015, prin care demonstrez că în data de 4 și 10 iunie 2015, în urma căderilor masive de precipitații, au fost distruși 3 km de drum local în Comuna Ardeoani. Deci la 3 zile știam că va fi acea hotărâre de Consiliul Județean, 24.08. Și ați primit un răspuns. Așa. Și mi-a trimis un răspuns pe data de 2 ianuarie, către Consiliul Local Ardeoani, referitor la adresa dumneavoastră numărul 3537 din 24.08.2015, înregistrată la Consiliul Județean Bacău cu numărul 15.116 din 24.08.2015, vă comunicăm următoarele. Potrivit prevederilor articolului 8 din legea bugetului de stat pe anul 2015, numărul 168/2014, prin derogare de la prevederea articolului 33 din legea numărul 273/2006 privind finanțele publice locale, în anul 2015, sumele defalcate din unele venituri ale statului se repartizează în totalitate de către Guvernul României, prin hotărârea de guvern și de către Direcția Generală a Finanțelor Publice, prin decizia a Directorului General după o metodologie nouă. De asemenea, modul de aplicare a
Sistemul de echilibrare se evaluează după primul semestru, iar eventuale corecții se fac la prima rectificare a bugetului de stat. Potrivit ordinul Guvernului 20 din 28-7 2015, cu privire la rectificarea bugetului de stat pe 2015, a hotărât Guvernul numărul 638 din 19-8 2015, privind repartizarea pe județe a sumelor necesare pentru, pentru finanțarea cheltuielilor la drumuri, județene și cumulare, precum și a hotărât Consiliul Județean Bacău numărul 123 din 26 a 8 a 2015, Consiliul Local Ardean i s-a alocat suma de 37.000 de lei, reprezentând sume defalcate din TVA pentru drumuri comunale. Deci, pe data de 24 am înregistrat adresa și pe 26 a fost pe 26 a fost hotărât Consiliul Județean, prin care mi-a alocat și mi-a 37.000. Bineînțeles, o sumă foarte mică. Mică, sigur. La comunele PSD a alocat 6 de milioane, de 60 de mii. Da, știu, exact. Ideea este că putea să-mi dea și mie, nu cont de faptul că am fost singura comună din județul Bacău, care a fost calamitată, și ținând cont de faptul că situația dezastroasă pe care ne aflăm noi, putea să țină cont să-mi dea măcar cât a dat la primăriile cu primari PSD. Încă o dată, mă repet, nu am nimic cu colegii mei și îi respect și am prieteni acolo. Și în Partidul Social Democrat nu credeți că sunt numai oameni. Da, ca și la Liberal, ca și la UNFR, sunt... Deci păduri fără o scutură nu există. Dar lăsăm la o parte imparțialitatea de care dă dovadă domnul președinte Dragoș Bea. N-ați migrat unde trebuie. Bă, nu. Eu, eu sincer, da, am făcut-o. Eu sunt un om consecvent, un om care îmi asum ceea ce fac, îmi asum ceea ce vorbesc, îmi asum totul. Și mă gândesc și la... Deci la ziua de mâine nu mă gândesc pentru astăzi. Întotdeauna când fac ceva, mă gândesc, băi, ce poate să iasă rău? Eu nu zic că am făcut numai bine. Nu zic lucrul ăsta, nu zic că, exact cum a spus și înainte de a începe ședința, nu mă consider că aș fi cel mai bun cetățean al Comunei Ardeoane. Nu, departe. Sau cel mai pregătit. Nu. Dar în condițiile de față, deci am luptat foarte mult. Din 2004, deci eu familia mi-am asigurat-o și nu acum. Eu am venit în primărie, am venit destul de bogat, aș putea să spun. Nu am vilă cu șoptietaj, se poate filma. Nu am. Eu am investit în afacerea mea și în afacerea familiei. Am fost plecat pe timpul Ceaușescu în Irak, am venit aici, am făcut de toate, de unde am putut să fac bani. Și deci nu am venit, nu am intrat în primărie un primar sărac și când am plecat din primărie, plec un primar bogat. Nu. Deci am candidat, am considerat că aici era o dezordine organizată, deci era o dezordine organizată, și am candidat de pe un teren neutru și am venit pe un teren minat. Postul primar... Și am rezolvat... Ce partid era postul primar? PSD. E, de aia. Nu, am rezolvat, deci a fost o ambiție să dau PSD-ul la... Nu, n-am nimic, v-am spus, am prieteni în PSD, am prieteni în toate partidele, dar sunt o parte care văd altfel. Și l-am rugat pe domnul Benea, după adresa asta, el m-a făcut adresa cu toate, că o mers pe lângă. El sună da. Formularul ăsta, da. L-am mai auzit și în altă parte. Da. E cam acela, numai l-am modificat un pic. Ce? Formularul ăsta. Al domnul Benea, da. Nu al meu. Nu, al domnul Benea. Domnul Benea poate. Da, e cam la fel. Și l-am rugat și i-am spus, domnul președinte, vă rog frumos, știu că nu mă aveți la ficați. Știu lucrul ăsta, știu că nu mă iubiți. Știu că am făcut prostia în 2005, când am venit la dumneavoastră, din dorința de a vă demonstra că nu mă las călcat pe cap, am făcut gestul care l-am făcut. Da? Bun. Am încercat, așa cum mi-a spus și în adresă, să reparăm această situație. Da? Am fost în audiență la dumneavoastră, am aplecat capul. Am considerat, băi, sunt primarul Comunei Ardeoane, sunteți președintele Consiliului Județean, n-am greșit, nu știu, dar eu cred că ați greșit dumneavoastră mai mult decât mine, din cauza că dumneavoastră m-ați trimis să fac, eu am executat ordinul dumneavoastră și când a venit vorba că trebuie să dai bani, nu mai dau, că nu a ieșit, a ieșit, trebuia să iasă Năstasă și o ieșit Băsescu. Nu să fac treburi de astea. Dom'le, eu am fost primar în 2004, dumneatale ai fost președinte Consiliului Județean în 2004. Deci ceea ce ai promis trebuia să te ții de cuvânt de cauză că sigur. Eu intru în imposibilitate de plată în cazul ăsta.
Și toți anii ăștia au fost pentru noi, au fost un cal, pentru mine a fost un calvar. În 2008, în ciuda faptului că m-am pus curmeziș, deci m-am pus curmeziș cu cei de la PDL, i-a spus, a venit domnul Iancu la mine și mi-a spus, domnul primar, haideți vă rog frumos, fiți alături de mine în campania asta și eu voi fi alături cu dumneavoastră în ceea ce privește finanțarea școlii și taslăul ăsta care știu că aveți mari probleme cu taslăul ăsta. Și a spus, domnul deputat, eu nu cer nimic. Eu atâta cer și am spus-o public, m-am chemat în cămin și le-am spus-o la oameni. Frate, ăsta e sistemul care a fost construit de Iliescu în România. Da? Din 90. Trebuie să ne dăm cu cei care ne pot ajuta. Felul cum vorbește acest Iancu, care îți aruncă niște citate din Biblie, crezi că l-ai prins pe Dumnezeu de un picior. Exact. Eu acum cred că l-am prins pe dracu de coarne. Și mi-asum responsabilitatea cuvintelor. De ce? A venit, le-am promis la oameni, oamenii mă cunosc, au înțeles din cauza că eu am lucrat toate terenurile astea din comună și am avut tractoare și cel care a avut bani mi-a dat, cel care nu a avut bani nu mi-a dat, nici nu m-am dus să ciocănesc la poartă la el. Și știi felul meu. Așa? Și eu zic, bine, domnul primar, dacă dumneavoastră spuneți așa, discutim, domnule, din cât ți-am dat, matale, 70% la locali, o să-i dăm 80% acum lui Iancu, numai să ne ajute. I-am dat? Deci nu i-am dat eu. Au venit oamenii, s-au mobilizat și i-am scos 82% lui Iancu. Deci eu am rămas surprins. Deci cu echipă. Deci au înțeles, au venit, din momentul ăla, după ce s-au văzut saci în căruță domnul Iancu, nici măcar nu mi-a răspuns la telefon. Tipic. O altă prostie, am zis, băi, fraților, că eu, deci mie îmi place ceea ce vorbesc să nu vorbesc la singur. La supra probabil, să chem? Bineînțeles, nu-i nicio problemă. Am venit, m-am consultat cu echipa, când a apărut acea ordonanță cu alegerea apartenenței politice, le-am spus băieților, bă, fraților, nu avem altceva de ales. În 2012 am candidat din partea Alianței pentru Bacău, PDL, UNEPR. PDL-ul a ajuns unde a ajuns. Ce facem? Mergem la UNEPR sau rămânem la PDL? Am căzut de comun acord cu toți, hai să mergem la UNEPR. Că o să ne ajute. Da. Și de data asta, i-am scos lui Ponta 71%. La fel. Mulțumesc! Lumea trebuie să înțeleagă că dincolo de politică trebuie să fii și om. Acel om normal. Da. Domnul primar. În luna noiembrie, ca să termin și după aia, în luna noiembrie a mai fost o rectificare prin care ne-au alocat sumele, ne-au mai alocat sumele la drumuri. Nu au avut ce face. Situația care ne-a dat undeva pe lângă. Dar în luna decembrie a mai fost o hotărâre prin care au alocat numele la primarii care trebuie. Da. Și le-au dat câte 160 de milioane la fiecare. Comuna Ardeoane ar lua și alții. Iar nu-s trecut nici în adresa asta. Și normal, pe 16 decembrie a fost ședința la Adis Bacău. Și eu m-am ridicat în picioare. Și i-am spus, domnul președinte, dezonorați această funcție. Dați-vă demisia. Din funcția de președinte a Consiliului Județean Bacău, din funcția de președinte Adis. O ținut cont de chestia asta și tot în 16 decembrie a fost adresa, a fost hotărârea Consiliului Județean, ne trecutea la și alții. Normal. Pe data de 29 i-am făcut adresa când mai suportam. Și i-am spus în felul următor. Domnule președinte CJ Dragoș Bele, deși nu face absolut nicio plăcere să comunic cu dumneavoastră, revin totuși obligat de statutul pe care l-am, la primar al Comunei Ardeoani, pentru a vă ruga să vă dați urgent demisia din această funcție pe care o dezonorați din ce în ce mai mult. Credeam că ați învățat ceva din tot ce s-a derulat în ultima perioadă. Evenimente de mare importanță din această țară. Am încercat să vă sensibilizez în acest sens, comunicându-vă prin adresa 3537 de 24-8-2015 câteva elemente care să vă convingă să vă schimbați atitudinea. Dar se pare că sunteți orb, mut, surd sau poate și mai rău, dovadă fiind atitudinea dumneavoastră de vătaf obraznic și needucat,
demonstrată și în ultima ședință CJ din data de 16.12.2015. Când obligat de funcția și realitățile sociale din județul Bacău, ar fi trebuit să faceți o repartizare obiectivă și nediscriminatorie a sumelor reprezentând cotele de facultate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2015. Nu a fost să fie așa. Iar dumneavoastră ați demonstrat din nou că faceți tot așa cum vă taie capul și nu după prevederile legale. Și de această dată noi, cei care nu vă suntem colegi de gaște, crdășii, noi cei care împreună cu miile de oameni pe care îi reprezentăm, suntem ignorați și obligați să ne așezăm la coada istoriei. Doar pentru că așa vrea un individ pus vremelnic pe o funcție, nu am primit nimic. Mă simt jignit și nereprezentat de dumneavoastră în județul Bacău. Și de aceasta insist să vă dați imediat demisia. Domnule Bene, înțelegeți că oameni ca dumneavoastră nu mai pot avea loc în forurile decizionale. Răutatea, invidia, lăcomia, eludarea legilor sunt atribute ale trecutului, iar dumneavoastră trebuie să aveți o fărâmă de bun simț și să faceți loc acelor oameni care au înțeles și vor să promoveze democrația autentică în această țară. Cu sufletul încărcat de mânie și dispreț, vă salut! Da, mulțumim, domnul primar. Vă zic că dacă ce are a fost de spus, înțelege. Dacă la această adresă pe care am făcut-o, nu mai stau cu mâinile în șold și mi-a trimis o adresă cu un răspuns. Aș cataloga ca un borfaș. Ei, păi, era momentul să fac așa. Eu i-am făcut o adresă, sigur, cu ceea ce simt eu, sigur, nedreptățile care le-a făcut cu cetățenii, cu Unii Ardeani și cu mine. Și adresa numărul 280 din 15.1.2016, în către primăria Ardeani, domnului primar Victor Diaconu. Referitor la adresa dumneavoastră, numărul 5693 din 29.12.2015, având în vedere că lipsa celor 7 ani de acasă în ceea ce vă privește este evidentă, mă rezum la va anexa HCJ 152 din 23.11.2015 și HCJ 168 din 16.12.2015, care s-o dat sigur cu puta în cap. Da. Eu n-am făcut referire la hotărârea 152. Eu am făcut referire doar la hotărârea 168. Sigur. În același timp vă rog și vă solicit să vă adresați tuturor instituțiilor statului, dacă aveți elemente că prin adoptarea celor două hotărâri menționate au fost încălcate legile privind finanțele publice locale sau prevederile legale, cum ați menționat în adresă. Nu, domnule Benea. Nu. Eu nu am făcut referire la adresa, la hotărârea Consiliului Județean 152. Am făcut referire la hotărârea Consiliului Județean 168 din 16.12, după ce l-a rugat să-și dea demisia. Da, asta e o șmecherie care eu fac. Unu. Doi. Eu, da, consider că nu am cei 7 ani de acasă, motivat de faptul că am făcut la vremea respectivă și am comentat pe acea campanie mascată care a făcut pe ghiozdănele școlare. I-a spus, domnule, acolo sunt bani publici și nu are ce căuta numele dumneavoastră pe ghiozdănele copiilor. Din cauza că ghiozdănelele alea le poartă și copiile politicienilor, și copiii oamenilor de rând, și copiii consilierilor, și copiii, toți copiii celor care plătesc taxe și impozite. Acei sunt bani publici. Consider că nu am cei 7 ani de acasă, că l-am rugat să dea acele tablouri prin care își face campanie mascată. Permanent. Permanent, cu drumurile județene și comunale, unde apare numele Dragoș Benea. De parcă ar fi scos da. Dânsul bani din buzunar, așa. Da. Zici că... Consider că nu am cei 7 ani de acasă, că în 2012, în urma campaniei electorale de la locale, l-am întrebat de acele chiciuri care le are în Bacău. A venit în 2012 și a spus public, martor sunt cetățenii Comunei Ardeoani, că dacă primar al Comunei Ardeoani va ieși Victor Diaconu, va șterge Comuna Ardeoani de pe harta județului Bacău. La care i-am spus, nu, domnule președinte, dar nu i-am spus atunci când eram de față. Nu mi-am permis să vin
să mă cer cu dumneavoastră. Nu. I-a spus, nu, domnule, Comuna Ardioani a luat ființă pe vremea lui Ștefan cel Mare, în urma unei mari tragedii. Și nu voi permite, atâta timp cât voi fi primarul Comunei Ardioani, măcar să vorbești în felul ăsta, dar să mai desființez. A, dacă tot vrea să desființeze ceva, să desființeze acel chici care stă la coasta lui Ștefan cel Mare, Marele Domnitor, sigur, și în fața Catedralii Mântuirii Neamului, care nu face, deci acel chici nu face cinste județului Bacău, municipiului Bacău și nu are nicio treabă cu arhitectura județului Bacău. Și în urma acestei adrese, stau de vreo săptămână și chiar m-am consultat și cu vicile și cu... Parcă n-aș da curs la provocări. Nu, nu. Este parcă nu aș da curs. Dar nici nu pot să rămân indiferent. Am să-i mai fac o adresă. Și în adresă, și o să o fac publică, în adresă o să-i cer public să vină sau să mă cheme împreună cu instituțiile statului și cu presa. Sigur. Să stăm la discuție, să discutăm problemele Comunei Ardioani de când este primar Victor Diaconu și președintele Consiliului Județean Dragoș Benea. Probleme care nu sunt puține, sunt multe. Ne-a dat, deci ca la pește, cu undița. Așa ne-a dat. În 2005 am fost calamitați, mi s-a rupt un pod. Mi-a dat 1,40 miliarde. Și el mă obligă și îmi spune să demarez. Întârziem, nicio problemă. Să demarez lucrările cât mai repede. Nu, eu nu m-am pregătit. Care se grebește, poate să plece. Nu, da, știi. Așa? Da. Dar cred că am. Așa? Și el îmi spune că să demarez cât mai repede lucrările și după aia oprește sursa de finanțare. Deci nu mai dă. Da. Deci prin adresa 30 din 9 din... nu, adresa 1572 din 30.09.2005 face acea hotărâre de Consiliu Județean și ne repartizează câte 140.000 de lei, deci 1.400.000 și spune, conform prevede ordonanței de urgență numărul 60 din 2001, articolul 12, veți declanșa cât mai urgent procedura de negociere cu o singură sursă a lucrărilor privind refacerea infrastructurii drumurilor și podurilor afectate în urma calamităților naturale, așa cum sunt ele aprobate prin hotărârea Consiliului Județean numărul, din data de 30.09.2005, la propunerea Consiliului Județean pentru situații de urgență. Domnul secretar, rugăminte. I-am dat, după aia oprit, au oprit... și nouă la redacție, copii după documentele astea. Au oprit finanțarea la acel obiectiv. Da. Acum, noi am încercat și din fondul de rezervă bugetară. Da. Așa, am mai alocat ce am putut. Și de asta am și oprit să mai... Am renunțat la folosirea din excedent a celor 380.000, motivat de faptul că începem această lucrare din veniturile noastre proprii. Noi avem venituri foarte mici. Noi avem 3 miliarde jumate venituri proprii. Astea sunt veniturile noastre proprii. Iar cheltuieli de funcționare trebuie 12 miliarde. Deci 12 miliarde. Păi vă dați seama. Noi dacă, de asta să facă acele hotărâri de guvern, sigur. De asta Ministerul Finanțelor face rectificare pentru echilibrarea bugetului local și le dă din cote defalcate și TVA. Ăsta este motivul. Sigur. Dar nu dați, fraților, numai unde vreți voi. Dați și la cei care au nevoie. Deci, acest Benea o condamnat Comuna Ardioani la subdezvoltare. Asta a făcut Benea. Deci el și-a ținut promisiunea. Din 2012 ne-au dat. Eu am făcut, am rezolvat anul trecut, odată cu ajutorul Bunului Dumnezeu, am rezolvat și în urma celor memorii care le-am făcut către toate instituțiile abilitate a statului, începând cu Inspectorat Școlar, Ministerul Educației, Ministerul Finanțelor, Președinției, Guvern, Camera Deputaților. Deci peste tot am depus acele note de fundamentare prin care le-am adus la cunoștință. În octombrie a venit și televiziunea Antena 3, de la Carmen Avram. Așa. Am relatat și acolo situația. Au fost controle, au fost... Și nu au avut ce face. Au trebuit să-mi dea bani. Din cauza că eu am făcut o școală în care învață aproape 300 de elevi. Deci nu am făcut o sală de sport
sau nu știu ce. Și era absolut necesară. Din cauza că eu am închis 3 școli și copiii acum învață, deci banii ăia se învață într-un singur, deci am economisesc și foarte mulți bani. Să și plus că nu se compară educarea copiilor. Înțeleg că și podul ăsta este o prioritate. Păi este din cauza că vă dați seama, Doamne ferește, din incendiu sau ceva, și e o zonă strategică. Acum, plus că îl deservește și comuna Podurul, Berzunțul, pe aici trec, ca să mai scutească cei 40 de kilometri sau 30 de kilometri. Deci pe aici trec. Iar ei nu înțeleg că trebuie să... Eu, domnul primar, am încrederea că anul ăsta v-am schimbat din lucruri. În bine. Eu cred că oamenii vor alege mai mare. Îmi cer scuze, la ora 2:30 am o